As we have shown in the previous video, a massive campaign of falsifying the history of Hungarian speakers began after the Treaty of Trianon in 1920, and this includes the so-called settler population of Transylvania. The Hungarian minority of Romania, as shown in the previous video, is in absolute control of the small area of central Romania inhabited by the so-called settler community, from the government to the local authorities, and they are manipulating these Hungarian speakers to ruthlessly advance their old agenda. As we have shown in the past videos, the Hungarian speakers nation is made up of Slavs, Romanians, Germans and other people that have lost their language in the past and have adopted the Hungarian language. Much of this so-called nation was formed during the aggressive assimilation campaign that was savagely implemented between 1867 and 1914 across the entire area ruled by the Hungarian-speaking minority of the Austrian Empire. As we'll see, this is also the story of the so-called settler community of Romania, which is made up mostly of Romanians and Germanic people that have lost their language. We have already discussed the means through which the forced assimilation of Romanians and other nations was practiced by the Hungarian speakers in the last episode, so here we will only discuss the differences between the so-called settler people and the rest. Officially, they are being told by the Hungarian propaganda machine that they are descendants of the Huns. Of course, the Huns disappeared from Europe almost 1,000 years before the settlers appear, which is why DNA analyses have failed to find even a single settler which belongs to the Q haplogroup, that of the Huns. Historical sources first mention a settler people in the Middle Ages, when they are sent to guard the eastern border of the Hungarian speakers' kingdom. So we know that they came from the west of Romania, from an area controlled by the Vatican. We also know that these settlers were very few in number, since in 1224 the King Andrew II of Hungary sends the Teutonic Knights to guard the same areas. The 13th century chronicler Simon de Caesar tells us that the settlers adopted one of the many runic writing styles of the Vlachs which we have discussed in previous videos. From people such as Antonius Verantius and Niello Solahus we know that their language and customs were originally different from those of the Hungarian speakers. The historical documents don't mention the origin or ethnicity of these settlers. Apart from the typical Romanian and Hungarian national costumes, they also have costumes which are very similar to the German, Czech and Slovakian costumes, which might indicate that they were originally from one of these peoples, especially since they have a high concentration of R1b and I1 haplogroups, which is typical of Central Europe. The number of the original settlers was reduced by the massacres endured at the hands of Hungarians after medieval revolts such as that of George Doja or the massacre committed by the Austrian Empress Maria Theresa. Today the majority of the so-called settler population is made up of Romanians who have been forcefully assimilated by the Hungarian speakers. All the Hungarian speakers living in central Romania are called settlers by the Hungarian propaganda, no matter what their nationality is. For example, villages which are mentioned as Romanian villages from the 13th to the 19th century, like Bodoghere, Ilizni, Porumbeni Imari etc. are today quote, settler villages. In the village of Maclazoara, first mentioned in 1211 as a Romanian village, the only thing that reminds of its Romanian past are the names in the cemetery, which are typical names of Romanians forced to assimilate, like Ola, Boca, Bajui, Vasazi, etc. The town of Cristia was inhabited mostly by Romanians in 1866. After the Hungarians got in control in 1867 the Romanian priest was chased away. The church closed, Germans and Hungarian-speaking gypsies brought in and the Romanian names changed. Today almost everyone speaks Hungarian. In 1584 Antonio Pasevino writes that the settlers live among many Vlachs which did not speak Hungarian, but which were continuing to adopt Catholicism, like in the town of Vlahita.
The Austrian Ignaz Lenk von Truenfeld wrote in his lexicon published in Vienna in 1839 that of the 500 villages of the so-called settler lands there were still 130 villages which did not yet have any Hungarian speaker, while 122 were mixed villages. 80 years later, only 30 of the villages mentioned by Truenfeld had Romanian speakers, the rest having been assimilated into the so-called settler community. This means that during the savage assimilation period between 1867 and 1914, 90% of the Romanians in the so-called settler area have been assimilated. The rest of the Romanian villages were assimilated before that, throughout the occupation of the Hungarian speakers of the Middle Ages. For example, in 1699 the fiscal conscription of Transylvania records a large amount of Romanians that were assimilated in the so-called settler group and had their names changed in Hungarian-sounding names. For example, in the village of Imeni we already find a large number of Romanians who became settlers, such as Zox Firenc, Olad Aragus, Molna Genos, Krasnjanos, Olad Amater, Floromol Duven, Irox Sander, Villagianos, Toad or Mold Uvani, Ola Gurgli, etc. The fiscal conscriptions of Transylvania are the best tools for researching the past of the so-called settlers. If we go through them in inverse chronological order, we can see that a majority of today's so-called settlers are in fact descendants of Romanians that have been assimilated. The Austrian general Adolf von Bkow, who was in charge with destroying the Romanian Orthodox churches as we discussed in the previous video, wrote in 1761 that in the county with the largest Hungarian-speaking minority, Odorhai, out of 102 villages only 3 were Hungarian, with the rest being either mixed or 100% Romanian villages. Today the so-called settler land is full of Hungarian versions of Romanian family names. Dozens and dozens of Romanian villages were turned into Hungarian-speaking ones, such as Vargas, Rakus de Sus, Atomea, Baliu, Ivanisti, Sanata de Sus Cedajos, Dobolii, Brates, Bodogia, Lazarini, Curtini, Sarata, Budin, Martinis, Dia, Anyalus, Gidfilau, Oltni, etc., which before the Fatidic year 1867 were Romanian villages, and today many still have their old Orthodox churches in place. However, not all Romanians abandon their language. In Toplita, for example, the forced assimilation was not very successful. In 1859, 7% of the population was Hungarian-speaking, which grew to 35% today. This is a large increase, but compared to the other villages of the so-called settler area it is small. In other villages like Magaras, where in the 19th century 124 Romanians were recorded, today 100% of the population is Hungarian-speaking. Independent 19th century observers such as Paul Hunstorfer and Karl F. Marienberg also confirmed that the so-called settlers were in large part just Romanians who have been assimilated. Paul Hunstorfer himself was forced to become Hungarian by the Hungarian government, and his name was changed to Hunfalvi. After discussing all this, it should not be a surprise to see that on an 18th century fresco the so-called settlers are wearing the Dacian shoes we have described in the 6th episode of this series, the Opinka. Apart from the central European costumes we have shown earlier, which were adopted by many Hungarian speakers in the area irrespective of their nationality, everything in the so-called settler land is 100% Romanian. The so-called settlers who today visit the museum in Suck, one of their most important towns, will be embarrassed to see that the old costumes displayed there are Romanian and there is nothing quote-unquote settler about them. The clues don't stop here. All the so-called settler traditions that the Hungarian propaganda is pushing down the throats of anyone willing to listen, are actually Romanian and in many cases, older than the Hungarian language in Europe. Thank you.
These are the Dacian funeral poles we have discussed in the sixth video of this series, found in the so-called secular area. As expected, the Hungarian propaganda machine is completely silent about these poles. The Chango people of Moldova are Romanians that have been forcefully assimilated and today speak Hungarian and have the Catholic religion. They ran from the Austrian Empire into Moldova, so they have preserved their Romanian identity even though they have lost their language in the Middle Ages. Today these people wear Romanian costumes, dance Romanian dances, sing Romanian songs, etc. The Hungarian propaganda machine tries to convince them that they belong to the Hungarian quote-unquote nation. What they forget to explain is why the Chango people practice the goat ritual we have described in the sixth episode of this series, a ritual which is at least 1,000 years older than the Hungarian language in Europe. A few minutes of research is all you need to uncover the real history of the so-called secular people and to discover that the majority are actually Romanians who have lost their language. This is why the Hungarian Speakers Party in Romania is today desperately trying to get their hands on the historical archives of the Catholic Churches of Romania, which when analyzed support what we have seen in this video and destroy the entire myth of the so-called secular nation. Not only that they are desperately trying to hide the truth about the so-called secular nation, but they are also doing everything they can to assimilate or chase away the Romanians living in this area through measures such as those discussed in the previous video. In the 19th century, the German ethnographer Rudolf Berner identified three stages of the assimilation of Romanians into the so-called secular nation. First, the Romanians learned the Hungarian language and spoke both languages at the same time. He gave the village of Vozlobny as an example. Second, the abandonment of the Romanian language, but not of the Orthodox faith. He gave the village of Jozny as an example. Third, the complete assimilation. In the next segment you will see this exact process going on today in the so-called secular land, with the last Romanians still living there. Doboi este un micuț sat de români din Harghita, unde am asistat la o întâmplare halucinantă. În timpul unei înmormântări, singura persoană care vorbea în limba română era preotul ortodox, care ținea slujba religioasă. Ceilalți locuitori vorbeau ungurește. Aproape șocat, am încercat să aflu care este misterul acestui loc. Cine sunt oamenii aceștia care și-au pierdut identitatea și și-au îngropat memoria în cimitirul din spatele bisericii? Ce destin s-a bătut asupra acestor oameni pentru care româna, limba lor maternă, a devenit o limbă străină de sufletul lor? Când a început maghiarizarea acestor bieți oameni transformați în niște mutanți? Misterul satului în care românii vorbesc între ei ungurește ascunde răspunsuri înspăimântătoare. Cum era pe vremuri? Erau mai mulți români aici? Da, erau mai mulți. Nici jumate nu este. Cam câte familii erau atunci? 300, 400 de familii? Familie manilată, ca o sombă. N-am tudom. Asta nu se știe precis. Erau vreo 200 și 50, așa ceva. Și ce s-a întâmplat? Au murit oameni. Și mulți care au fost, au mers la unguri. Nu, aici a măritat, a luat fată de la ungurii și atunci s-a dus acolo. S-au făcut maghiari? Da. Satul Doboi mai numără doar 70 de case. Marea majoritate a locuitorilor sunt oameni în vârstă. Mulți au plecat, hotărându-se, în urma unor căsătorii mixte, să devină unguri. Plăieșii de Jos, comuna de care aparține satul, este o localitate de etnie maghiară. Doboiul este singura așezare românească din zonă, dar și aici se vorbește ungurește. Dar v-ați înțeles bine aici? Nu, trăim bine, nu. Am spus noi prima dată, noi suntem români, dacă credeți că puteți să fiți cu noi, bine, dar vorbim...
La revedere. Nu, ungurește. Românește nu vorbim în casă. Nici copiii nu știe. Am două nepot. Aia mare știe că a fost în armată. E în armată în vada. Dar știe, a fost câteva luni și în București și după aia la aici, la armată. La armată. Da. Dar asta mare, asta micu, nu știe românește. Puțin. Nici nu vede. De citit ce a învățat la școală, dar nu știe să vorbească. Dar de ce? De ce s-a întâmplat? Nu știu. Nu știu. Și Nora știe să citească. Și înainte, în familie, când erați tineri, tot așa se vorbea maghiară? Da. Toate. Aici am vorbit aici numai ungurește vorbim. De mici? De mici copii? Am fost la cum spune, la... Unde ai fost? Nicicola, la școală. La școală, atunci românește am învățat. Acolo am învățat români. Eu am mai fost ungurește. Și totul a fost la București, dar la că școală părinții nu știau românește. La 38 și 39 am făcut școala limba română. În 40 a venit Ungurii, atunci în 44 am făcut limba maghiară. Dar v-a obligat? Obligat, sigur, că nu era școală românească nicăieri aici. Au închis școala în limba română? Poate? Au închis școala în limba română? Da, au închis. Nu mai era aici. În parte. Pe urmă, în 46, iar limba română, a șaptea, tot am făcut. Pe urmă nu am știat nici românește, nici ungurește bine. Știa. Dar la biserică unde se duceau? A, tot acolo, la Doboi. La biserică românească. Acolo este mormântat. Atunci era slujba românește, era un părinte cu dascălul ăsta, făcea slujba românește, dar predicația o făcea ungurește. Dar de ce credeți că ați învățat așa să... De ce v-ați obișnuit să vorbiți ungurește? De ce credeți? Pentru că noi suntem puțini în sat. Suntem acum 70 de familie în toate comunele. Și așa... Noi degeaba aici... În Doboiul ăsta, în sectorul ăsta, poți să spui că bună ziua, dar dacă mergi sus, poți să dai bună ziua, că sunt unguri care nu știe ce ai spus. Că nu știi. Dar am moștenit, eu, cum am spus, am moștenit limba asta, una și alta. Fără să vreți. Da, fără. Singura certitudine care pare să-i convingă pe oamenii din Doboi că mai sunt români este bătrâna biserică ruinată. Credința le impune să aibă bani și cu muncă voluntară la repararea ei. Religia ortodoxă este ultima verigă care îi unește de restul românilor. Religia a fost, cum se spune, așa se spune și așa și este. Au religie, dar n-au limbă. Sunt oameni aici români care nu vorbesc limba română deloc? Mai sunt. Sunt români, dar nu știe limba română. Și nu vi se pare ciudat așa? Ha? Școala din Doboi este adăpostită de casa parohială a bisericii, adică acolo unde acum se țin și slujbele bisericești. Găsesc aici două fetițe și învățătoarea. Asta este toată școala românească din Doboi. Dacă înainte, cu multă vreme, oamenii din sat învățau prima dată limba română la școală și nu acasă, astăzi nici măcar acest lucru nu se mai întâmplă. Copiii, cu excepția celor două fetițe, merg la școala cu predare în limbă maghiară. Pentru cele două fetițe care merg la școala românească din Doboi, limba română este o limbă străină. Școala este singurul element care ar putea să spargă capcana în care se află acești oameni, dar peste un an nu-și va mai justifica existența, pentru că niciun copil nu-i va mai trece pragul, iar peste încă un timp, limba română va fi aici o limbă moartă, pentru că nu mai folosește la nimic. Nimeni din sat nu știe sau nu vrea să spună când s-a pierdut limba maternă și mai ales cum. Motivele profunde pentru care această comunitate românească și-a pierdut identitatea
nu au ieșit la iveală. Tocmai de aceea am încercat să caut adevărul în altă parte. Plecând din Doboi, m-am îndreptat spre Jacul Românesc, un mic sat aflat în județul Mureș, la doar 2 km de Harghita. Jacul Românesc este un sat pe cale de dispariție. Casele părăsite se prăbușesc sub greutatea timpului una câte una. Printre ruinele istoriei acestui loc, am încercat să găsesc dezlegarea misterului de la Doboi. Mai țineți minte cum era pe vremuri satul acesta? Da, foarte frumos a fost. Chiar foarte frumos. Încerc să compar locul acesta cu Doboiul din Harghita. Pentru asta am neapărat nevoie de câteva confirmări, iar cea mai importantă este structura etnică a localității și a împrejurimilor. Acesta a fost sat românesc. Da. 100% românesc a fost, nu a fost maghiar, nu, alte naționalități nu au fost. În prejur avem maghiar la Jacod și la Nadeș Saș au fost, la Cino au fost. Odată confirmată asemănarea dintre cele două sate, nu rămâne decât să aflu răspunsul la cea mai importantă întrebare. S-a realizat maghiarizarea și la Jacul Românesc? Niciodată nu s-a pierdut limba aici, în sat? Nu, nu. Nu a fost corect. Numai români adevărat aici. În sat nu s-a vorbit ungurește, că mai știau și știi, cum să vă spun, ne descurcăm între ei cu limba maghiară, dar ca să vorbească în familie, să se vorbească ungurește, nu. Și nici nu au fost căsătorii mixte între unguri și români. M-am reîntors la Doboi într-un loc care mi-a atras atenția încă de prima dată, cimitirul satului. Crucile din cimitir, vechi sau noi, poartă nume românești maghiarizate. Raduli în loc de Radu, Caracioni în loc de Crăciun sau Todoran în loc de Tudoran. Cimitirul din Doboi oferă dovada tăcută a unei maghiarizări, pentru că numele nu puteau fi schimbate decât pe cale administrativă. Într-un colț al cimitirului, observ o cruce cu o placă funerară scrisă numai în românește. De pe ea este desprinsă cu dalta o părticică de istorie. Notarul și soția lui au fost uciși în toamna anului 1944 de către ungurii din localitate. O istorie care trebuie ascunsă. Am văzut acolo la cimitir un mormânt al unui notar. Da. O stoia ce to kit negr tak. Vedeš vou tos. Notarul și soția sa. A murit și acolo a mormântat. Au vrut să plece. Unguri. Și a vrut să plece și a băgat sus la feruțe și a mers după ei și a pușcat. Și pe drum a omorât. Cine? Unguri. Cine a fost asta, nu știu. Nu știu, asta nu știu. Dar de ce? Pentru că au vrut să plece de aici? Da, a fost român și de aceea. Că a fost român sau nu știu ce. Nu plecea la ochi. Nu știu ce, cine au fost. Așa erau, nu, pe vremea aia nu erau plecuți la ochi români, nu? Nu, nu plecea. Nici acum nu plecea, dar ce te faci? Nici acum? Mai altfel merge acum. După aia mai... Eu văd că numai ei ține la un loc și noi mai lăsăm pe noi. Așa. Românii din Doboi se feresc să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat aici între 1940 și 1944, în perioada hortistă. Dacă îi întrebi, își aleg cuvintele cu teamă, iar de cele mai multe ori spun că nu știu sau pur și simplu nu-ți răspund. Cei de la județ nu te ajută, pentru că aspectul politic este prea puternic. Cu DMR-ul la putere, deciziile, toate structurile, toate strategiile lor se fac ca și cum balanul la acest joc de puzzle nu există. Această piesă este scoasă. Și se fac toate calculele, totul ca și cum Băranul nu ar exista. Pe de altă parte, București este prea departe ca să vadă ce se întâmplă aici. Să luăm cazul administrației județene, căreia trebuie să-i spunem în față că ne-a discriminat. Atâta timp cât tu îți faci o strategie de dezvoltare a județului și știi foarte bine că prin prisma strategiei guvernamentale mineritul se va închide și ai un punct
care se cheamă Mina Bălan, care va fi afectată și se va închide la 1 ianuarie 2007, tu ar fi trebuit să vii cu niște măsuri complementare cât țin de politica județeană, spre exemplu cu drumuri, cu infrastructură zonală. Dar dacă vă uitați, nu veți găsi nimic, pentru că un îndobitocit politic, un aparținător până peste limită unei gândiri radicale, va spune despre Bălan nimic. Scopul nostru este să-l radem. Un politician a și declarat, Bălan trebuia închis de mult, Bălan trebuia terminat. La Bălan rămâne un mister încă nedezlegat. Trebuie să dispară orașul sau trebuie să plece și ultimii români? Este concret plecarea românilor de aici? Nimeni nu o să recunoască vreodată lucrul acesta. Dar citiți, nu trebuie să vă spun dumneavoastră, să citească acei domni care chipurile se ocupă și de această problemă a siguranței sau a echilibrului regional sau cum vreți să-i spunem. Să urmărească un piculeț evoluția, fluctuația populației române de aici. Avem o singură școală românească, liceul Marin Preda, în care marea majoritate a profesorilor sunt de etnie maghiară. Nu poate veni un profesor din altă zonă, un profesor român din altă zonă, să predea istoria română, să predea limba română, pentru că la nivelul salariului, la nivelul unui debutant, nu va putea supraviețui pe aceste mele. Consiliul Local din Odărheiu Secuiesc. Ei contestă actul nostru de donație, deși noi îl avem, acest act de donație. Casa este înscrisă în cartea funciară, e a noastră și totuși acest proces continuă. Suntem la Curtea Supremă de Justiție la București și nu știm cât va continua acest proces. Dar sperăm că Bunul Dumnezeu va face într-o zi lumină. La câțiva pași de casa Sfântului Iosif din Odăhei, am găsit un mic cimitir românesc și un cimitir al ostașilor români. Am descoperit crucile distruse și trântite la pământ, iar memoria celor morți profanată. Monumentele ostașilor aveau efigiile smulse. Locul acela batjocorit arată cât ne interesează identitatea, istoria și memoria noastră colectivă. Locul acela descrie demnitatea de azi a românului. Misterul celor trăite la Doboi l-am dezlegat în final acolo unde mă așteptam mai puțin. Este mămăligi de multe ori în Harghita care nu spun, vă rog să mă credeți, n-au curajul să spună unele realități. N-au curajul să le spună în față, de ce ne discriminați? De ce nu spune nimeni ce se întâmplă la Consiliul Județean? Am fost singurul care am ridicat ce am spus. Politica de selectare în administrație pe criterii discriminatorii prin faptul că românii nu mai au acces necunoscând limba maghiară, ca și criteriu obligatoriu. S-a ridicat vreunul să vorbească? Se nimeni. Întâmplă acest lucru? Pe cum să nu se întâmple? Există o realitate de care ne izbim zi de zi. A fost jenant când vezi că îi se cere și unui cositor de iarbă pe care îl angajezi să cunoască limba maghiară. Am avut o situație paradoxală cu cineva care voia să se angajeze la gardieni. S-a desființat gardiene și mi-a venit și mi-a spus, zice, domnul primar, am înțeles, s-a desființat posturile. Nu mă doare că mi s-a cerut să știu limba maghiară la angajare, ci mă doare altceva. S-au angajat maghiari care nu știu deloc românește.